Salutare, dragi prieteni. Micul concediu pe final. Nu știu exact când o să fac până acasă și nu vreau să fie la limită, să se ridice noaptea. Sunt probleme foarte mari cu YouTube-ul. Procesează foarte greu. Aseară n-am avut somn și m-am uitat un pic pe alte materiale video despre istorie, despre politică și am constatat că într-adevăr apare și acolo acest fenomen, și anume că intru în unele videoclipuri și n-are sunet videoclipul. Chestiune pe care mi-o sesizați dumneavoastră. Și dacă ies afară din el și intru din nou, videoclipul are sunet. Deci pare a fi un bug de la YouTube și o să vă rog și pe dumneavoastră să luați în considerare acest sfat. De câte ori vedeți că nu are sunet un comentariu de-al meu, să ieșiți din el și să intrați din nou înapoi. Așa, eu ieri, aseară, vreo 3 sau 4 materiale video pe care am încercat să le văd, documentare, mici documentare despre politică, despre istorie, am pățit așa cu ele. Și așa am putut să le și aud. Vă spuneam că sunt pe final cu vacanța, merg către București, nu știu exact când voi ajunge. Asta este țara, știi când pleci, dar nu știi când ajungi. Nu vreau să-mi asum niciun risc, așa că am decis să înregistrez acum la plecare comentariul. Asta cu atât mai mult cu cât de dimineață la cafea am citit știrile și mi s-a pus pata așa pe un subiect, pe o știre. Nu neapărat legată de politică, deși are legătură cu politica, cât legată de viață și de subiectul ăsta pe care l-am mai tot discutat, care a revenit în atenția publică după accidentul oribil de la 2 mai cu beizadeaua acelui cămătar din București care a ucis 2 studenți drogată fiind la volan și s-a dezbătut în societate. Și am avut surpriza de dimineață să citesc o știre. Ieri s-a întâmplat, ziua în amiaza mare, oameni buni, la 13:30. Este vorba și despre un artist a cărui muzică eu ascult și o apreciez și asta mă face să fiu și mai supărat și revoltat. Guess Who, aka Laurențiu Mocanu, Guess Who este numele lui de hip-hopper, rapper. Are câteva melodii foarte bune. Ziua în amiaza mare, oameni buni. Astăzi este joi, într-o zi de miercuri, ieri, la ora 13:30. E foarte ciudată această situație. În piața Victoriei, în mijlocul Bucureștiului, patrula de la poliția, filtru de la poliția rutieră, că acolo este filtru tot timpul al poliției rutiere, îl oprește, îi dă să sufle în aparatul drug test, îl găsește că a consumat substanțe psihoactive, droguri. Pe surse, diverse site-uri care bănuiesc că au conexiuni cu poliția rutieră, au prezentat informația că Guess Who, aka Laurențiu Mocanu, ar fi fost găsit pozitiv la cocaină de către aparatul drug test. Acum, sigur, până când nu vin probele de sânge, nu putem ști foarte clar. Dar pot face câteva comentarii. Vă dați seama, ziua în amiaza mare, în mijlocul săptămânii. Acum eu nu înțeleg treaba asta cu consumul de substanțe psihoactive. Nu înțeleg nici pe aia cu consumul în exces de alcool. Nici pe aia cu consumul, nu știu, de țigări sau orice fel de substanță, ca să te distrezi sau ca să, nu știu, ai probleme, să te relaxezi, să te desparți de stres. Dar nici nu sunt foarte vehement, pentru că viața m-a învățat să nu fiu vehement și să nu am certitudini, să-i condamn pe cei care înțeleg să recurgă la diverse substanțe în diverse scopuri. Eu am logica mea și am principiile mele de viață. Sub nicio formă, nu m-am atins niciodată în 47 de ani de nicio formă de drog. Niciodată. În principiu, nu sunt de acord cu chestia asta. Nu-i condamn pe cei care se ating. Nu cred că pentru a te distra, pentru a te simți bine, ai nevoie să bagi diverse chimicale, substanțe chimice în tine care să te facă te simți într-un fel. De asemenea, problema cu stresul. Păi, stresul îți este provocat de către niște stări, de fapt. Niște probleme pe care le ai în viață, nu? Profesionale, personale, nu? Cum am eu, procese, nebunii. Păi, consumul unei substanțe nu elimină acele probleme. Dacă vrei să scapi de stres, trebuie să vezi care e sursa stresului
și să te confrunți cu problemele tale. Consumând substanțe nu ți rezolvi, nu te confrunți, problemele nu dispar, sunt tot acolo. Trece efectul drogului, alcoolului, nicotinei dacă fumezi și problemele sunt tot acolo. Deci tu n-ai scăpat de stres. Hai că poate avea un sens să zicem, nu, consumul de alcool la masă. Bei un pahar de vin însoțit de anumite alimente. Da, bei o bere cu prietenii la mici. Da. De asta spun că nici nu-i condamn pe cei care consumă substanțe, cannabis, poate droguri mai grave, cum se pare că a consumat. Spun se pare pentru că sunt niște lucruri pe care vreau să le aduc în discuție aici. Hai să zicem. Dar despre ce vreau eu să vă vorbesc, dragi prieteni? Despre ideea asta de a consuma substanțe despre care tu știi că îți alterează capacitatea de a conduce un vehicul și că te transformă într-un pericol public și a te urca la volan. Asta este o chestiune pe care eu cred că legea ar trebui să o combată foarte dur, extrem de dur, oameni buni, extrem de dur. Ai băut alcool peste o anumită cantitate și te-ai urcat la volan, 10 ani nu mai ai voie să primești permis de conducere, în funcție de cât de mare e alcoolemia. 10 ani, 20 de ani, 30 de ani pe viață. Ai consumat droguri și ai fost prins la volan, nu mai primești niciodată în această țară permis de conducere. Punct. Eu cred că dacă s-ar adopta o legislație atât de dură, eu cred că am avea foarte puține cazuri, pentru că oamenii ar ști. Și vă spun de ce. Și mai ales când este vorba despre artiști, despre persoane publice, despre persoane cu foarte mulți bani în general. Dar asta se aplică și unui om, că dacă omul e foarte sărac, nu are bani să-și cumpere droguri și să și conducă, să... Adică mai ales în zonele cum e în București, unde se întâmplă, sau în zone estivale, unde la mare, la munte, unde există taximetre, există Uber, există Bolt, există tot ce vrei tu. Păi bă, tată, ok, înțeleg că ai consumat în scop de divertisment, ok, treaba ta, faci ce vrei cu viața ta, tu vrei să-ți distrugi sănătatea, problema ta. Deși nu e numai problema ta, pentru că atunci când tu consumi droguri, tu alimentezi cu bani o industrie care provoacă foarte multe probleme în societate. Toate rețelele de traficanți de droguri sunt legate, nu se ocupă numai cu trafic de droguri. Mă uitam pe un comunicat recent al DICOT, astăzi dimineață l-au emis, că se laudă cu rezultatele operațiunilor, percheziților pe care le-au făcut. Și dacă veți căuta acel comunicat de presă, este pe site-ul DICOT-ului, o să vedeți că pe lângă substanțe interzise, au confiscat o grămadă de arme de foc ilegale, o grămadă de alte obiecte, arme de foc, arme albe ilegale, care ne arată că de fapt traficul de droguri nu este numai despre droguri. Este despre crimă organizată care se ocupă și cu prostituție și cu sclavie și cu gămătărie și cu o grămadă de lucruri. Deci tu când cumperi, tu de fapt susții această industrie. De fapt tu susții această industrie infracțională. Dar hai să zicem că dacă tu consumi droguri în exces, îți afectează ție sănătatea, mă rog, îți distrugi viața, cei drați suferă, dar nu există riscul să omori pe cineva. Dar în momentul în care tu consumi droguri și te urci la volan, păi în momentul respectiv tu te transformi într-un pericol public. Și avem atâtea cazuri. Ultimul e cel din 2 mai. Ori o persoană care adoptă un astfel de comportament, din punctul meu de vedere, ar trebui să nu mai primească dreptul de a conduce un vehicul. Scurt. Hai să zicem că în cazul alcoolului sunt anumite concentrații, dar și acolo. Bă, e o limită legală, ok. Te-am prins peste limita legală de la 10 ani ai suspendat permisul de conducere, punct. Păi să vedeți că nimeni nu s-ar mai urca. De ce se urcă drogați și băuți la volan? Mai ales când ești vedetă. Ai foarte mulți bani, poți să-ți permiți un șofer, poți să-ți permiți să iei un Uber, poți să-ți permiți să iei un Bolt, ok, ai consumat. Deși în cazul lui Guess Who, lucrurile mi se par destul de ciudate. Sper, mă scuzați, fac o mică paranteză că m-am înfierbântat cu subiectul ăsta, că mă gândesc nervos la el. Știți cum este când afli lucruri rele și te dezamăgesc cu oameni despre care ai o părere proastă. De fapt, nu te dezamăgesc, e cum e. Dar când un artist preferat sau cineva al cărui talent, a cărui muncă tu le-ai apreciat și le-ai prețuit, face ceva rău, atunci supărarea este mult mai mare, dezamăgirea este mult mai mare. Ne dezamăgesc cu oamenii
care într-un fel sau altul, pe care într-un fel sau altul noi îi apreciem. Oamenii pe care noi îi disprețuim, de care nu ne pasă, nu ne pot dezamăgi, nu? Radu Banciu m-a denigrat pe mine, de exemplu, și a luat avertisment, a încălcat legea audiovizualului și ca să vedeți cu circulația rutieră, cum e, eu merg cu viteza legală aici, cu 9 km peste viteza legală și toată lumea depășește, nimeni nu respectă legea în țara asta, că nu avem poliție rutieră. Eu mă mir cum de... Eu bănuiesc că Ghescu a refuzat să dea șpagă, că ăștia în București au mai mult la șpagă cu poliția rutieră. Și dacă a refuzat să dea șpagă, atunci au făcut dosar. Cred că dacă dădeau șpagă, nu știam nimic despre chestia asta. Deci nu poți să te dezamăgească cei despre care ai o părere proastă. Radu Banciu nu m-a dezamăgit, că m-a denigrat. Că oricum aveam o părere proastă despre el. A susținut la CNA că... Domne, acum 5 ani de zile, deci că el mi-ar fi dat mie o replică la o discuție de-a noastră de acum 5 ani de zile. În condițiile în care noi acum 5 ani n-am avut nicio discuție în sediu pe 1 TV. Ultima discuție a fost acum 7 ani. Deci el după 7 ani dă replici, după 7 ani. Evident că e cusută cu ața albă. Evident că asta are legătură cu faptul că mă denigrează și German Gargamel al lui Dâncu și Banciu la aceeași televiziune cu televiziunea lui German. Un trus de presă foarte interesant, fondat de infractorul multiplu inculpat Burci, trimis în judecată împreună cu Liviu Dragnea și preluat de unul Domșa, un om al lui Tesari, despre care se bănuiește că ar avea legături puternice cu grupul de la Cluj, cu tovarășul Dâncu, cu tovarășul Florian Coldea. Deci e ceva acolo extrem de dubios. În fine, deci dacă aș afla despre Banciu că nici nu cred că are permis de conducere, nu cred că e capabil să conducă un vehicul, dar dacă aș afla despre el că a condus băut sau drogat, da, aș avea o reacție de supărare. Aș zice, da, firesc, omul ăsta e. Dar când afli despre un artist, despre cineva a cărui muncă o apreciezi, sigur că ești mult mai supărat. Bun, și să revenim la povestea cu Guess Who. Înainte de a merge mai departe cu raționamentul meu, că de fapt editorialul ăsta este despre consumul de droguri, alcool la volan și despre faptul că legea ar trebui să fie mult mai dură și societatea și legiuitorul ar trebui să fie intransigenți cu persoanele care fac asta, pentru că este un total dispreț și desconsiderare față de viețile altor oameni să faci chestia asta. În anul 2023, în care există 7000 de firme de taximetrie, de transport persoane, share car și așa mai departe. Adică, domne, înțeleg, ai consumat. Ok, nu te condamn foarte dur pentru asta, treaba ta. Eu nu sunt de acord cu acest stil de viață, cu consumul, cu... Dar nu zic că, domne, aia care consumă trebuie excluși din societate și treaba lor, da? Ok, înțeleg, ai consumat. Deși nu înțeleg în cazul lui Guess Who, și naiba a consumat el în mijlocul săptămânii, miercuri de dimineață, ca să-l prindă la ora 1 ziua în amiaza mare, adică deja înseamnă că ai o dependență, că ai ajuns într-un nivel la care e o problemă de dependență, dacă tu consumi așa. Că avea un sens dacă îl prindea, nu știu, sâmbătă seara la ieșirea dintr-un club. A fost într-un club cu prietenii, a consumat și el ceva. Și... Dar oricum, nu te urci la volan, oameni buni, iei un Uber. Iei un prieten care să... Ia uitați-vă aici, cu căruța. Ăsta este... drum european, cic. Da? N-ai avea voie cu căruța pe aici. Da? N-ai avea voie. Dar ei sunt cu căruța. Sunt convins că există drumuri pe câmp aici pe unde ar putea să meargă, dar nu le pasă. Și poliția avem zero. Zero în țara asta. Zero. Și... nu înțeleg cum naiba în timpul săptămânii de dimineață să consume așa. Și să te urci la volan. Domne, trebuie să mergi undeva, ia un Uber. Înțeleg că era cu prietena lui în mașină. Dacă ai bani, ai atât de mulți bani și partenerul tău nu are permis de conducere, o dai la școala de șofer să ia permisul și când consumi, conduce ea. Și dacă n-are cine să conducă, ia bre un Uber, ia un Bolt. Adică e o variantă mult mai bună decât aceea în care tu te urci drogat la volan sau cu consum de alcool. Adică mi se pare că
societatea și legiuitorul tratează mult prea ușor acest tip de comportament total irresponsabil față de alte persoane. Total irresponsabil. Dacă nu sunt de acord, deși cred că și consumul ar trebui combătut, că dacă combați consumul, rezolvi și traficul, că le distrugi piața celor care, adică nu mai au clienți. Ia uitați, altă căruță. Altă căruță. Două căruțe. Evo mediu. România este nevul mediu. Eu sunt de acord să trăiască așa rural și, bă, da, sunt convins că există niște drumuri pe aici, pe câmp. Obligă primăriile să facă drumuri de alea de pământ, să umble căruțele pe ele, nu se întâmplă accidente. Ia uitați-vă ce aici, altă căruță. Deci este incredibil, este incredibil, este incredibil. Și ăsta e un drum destul de încărcat între Râșnov și Valea Prahovei. Nu știu dacă este european, național, ce este. Dar n-ar trebui să fie cu utilaje, cu căruțe pe aici, pe drumul ăsta. Uitați-vă ce trafic e, vă dați seama. Riscul de accident este imens. Imens, imens, imens. Nu? Să oblige primăria să tragă pe aici, pe câmp. Că este loc să facă drumuri de pământ, să umble cu căruțe, cu tractoare, cu utilaje agricole, cu ce trebuie. În fine, și mi se pare foarte, foarte ciudat că el s-a urcat la ora asta și mi se pare o dovadă de irresponsabilitate. Asta cu atât mai mult atunci când ai bani, că îți permiți să mergi cu un Uber, cu un Bolt, dar cred că oricine își permite, că dacă ai bani să-ți cumperi droguri, mă gândesc că ai bani și de Uber după ce ai consumat, să ai și tu bunul simț, să nu pui în pericol viețile altor oameni. Cu atât mai grav este când e vorba de persoane publice, oameni buni. De persoane publice. Și eu sunt persoană publică și eu sunt om. Și eu am viciile mele, am... cu toții avem problemele noastre. Dar am și o responsabilitate imensă. Imensă. Ca persoană publică. Pentru exemplu pe care îl dai în societate. Și cu atât mai mult nu faci astfel de lucruri. Să consumi substanțe, să te uiți la volan, faci, Doamne ferește, un accident. Vă dați seama. Dacă făcea un accident, nu știi. Din vina ta, pentru că este diminuată capacitatea ta de reacție din pricina acestor substanțe, sau poate nu din vina ta. Mergi pe acolo, pe calea Victoriei și îți aleargă un grup de copii, îți trec așa prin fața mașinii. Copiii sunt imprevizibili. Traversează strada în viteză sau se strigă unul pe altul sau... și intri în ei. Mai contează că au traversat strada ilegal când tu ai fost drogat la volan? Plus că toată viața te gândești, bă, dar dacă nu eram drogat, poate frâna mai repede, poate nu se întâmpla, adică mi se pare o irresponsabilitate oribilă care ar trebui taxată mult mai dur de către autorități, de către lege. În opinia mea, orice persoană care este prinsă consumând droguri la volan ar trebui să aibă interdicție pe viață la a mai primi permisul de conducere. Punct! Punct! Și atunci ar ști. Să vedeți că foarte mulți n-ar mai conduce, pur și simplu. Ar lua Uber, ar lua Bolt, ar lua... Păi cât timp ei știu că scapă? Cât timp ei știu că scapă? Au fost o grămadă de cazuri de persoane vedete care au fost prinse drogate la volan și au scăpat cu amenzi. E adevărat, amenzi mare, 10.000 de lei, dar la banii lor își permit să plătească 10.000 de lei. Amenzi mari, da? Și aceeași poveste cu consumul de alcool. Bă, tată, vrei să bei, nicio problemă, bea, îmbată-te, fă ce vrei tu, vrei să te distrezi, fumează, ce vrei tu. Dar ia un Uber, te-ai urcat la volan, nu mai primești niciodată permis de conducere, punct, punct. Pentru că este foarte periculos, este o dovadă de irresponsabilitate și de lipsă de respect crasă pentru viața celor din jur. Legat de Guess Who, vreau să mai fac niște precizări ca să fiu până la capăt, da? Tot ce am spus e, am pornit de la cazul lui. Și am vorbit la modul general. În cazul lui nu este cert, atenție foarte mare, că ar fi consumat cocaină, cum au zis unele surse. Aparatul drug test l-a dat pozitiv. Trebuie să știți că există cazuri. La Cluj este un șofer de Uber care a dat în judecată statul și a și câștigat, pentru că aparatul drug test l-a dat pozitiv la 7 droguri. Și el, săracul, n-avea nimic. Când au venit testele de sânge, s-a dovedit că n-avea nimic. Da, da, el atunci când a fost făcut filtru, mi-aduc aminte că s-a făcut împreună cu poliția, tot așa, și cu presa. Și omul a spus: Doamne, n-am consumat nimic, nu înțeleg de ce ăsta îmi dă așa. Nu am consumat nimic, este o greșeală.
Ori în cazul de față, uitați-vă, ăsta depășește pe linie dublă continuu. Aici este restricție de viteză, 30 la oră. Eu nu merg chiar cu 30. Și el se grăbește, deși sunt curbe, sunt pe linie dublă continuă, depășește. Nimeni nu respectă legea în țara asta. Șoselele sunt sat fără câini. Sat fără câini. Și după cum vedeți, n-are unde să meargă mai repede. Adică el a depășit ca să treacă din spatele meu în fața mea, că mai e o mașină în față și oricum nu poți să mergi repede aici, că e zonă de curbe, de serpentine, de... n-are niciun sens. Bun, în cazul Guess Who, ce m-a uimit pe mine, pe de o parte nu înțeleg cum Dumnezeu în mijlocul săptămânii la prânz, adică a consumat chiar așa miercuri de dimineață, mi se pare ciudat. Asta m-ar face să înclin către varianta că poate e greșit aparatul, a dat eroare, fals pozitiv. Pe de altă parte, el când a ieșit de la poliție, el nu a spus presei. Dacă n-ar fi consumat, ar fi spus: băi, nu am consumat, este o prostie, este o eroare a aparatului. Dar el nu a spus n-am consumat. El a zis: așteptăm rezultatele și să vedem. Și asta mă face să cred că ar fi o atitudine a unui om care a consumat. Și dacă a consumat, dragi prieteni, este foarte grav. Foarte grav. Să consumi și să te urci la volan este inadmisibil. Legislația ar trebui să aibă toleranță zero la un astfel de comportament. Interzicerea dreptului de a conduce vehicule pe viață. Punct. Eu cred că o astfel de măsură, că nu afectează cu nimic viața ălora care sunt în situația asta, dar nu le afectează cu nimic viața, pentru că e decizia lor să se urce la volan. Orice persoană poate să-și ia permisul. E decizia lui să se urce în stare de ebrietate sau drogat să se urce la volan. Deci nu e ca și cum s-a întâmplat așa, i-a explodat o roată și săracul n-a avut ce să facă. E decizia lui. Și atunci îți asumi consecințele. Și nici nu văd cum îi afectează viața negativ, pentru că are bani, poate să-și ia șofer, să-și angajeze șofer. Dacă n-a fost capabil să se comporte civilizat, să-și angajeze șofer, să-și plătească șofer, mai ales dacă sunt persoane publice, vedete, cântăreți, de ăștia care au foarte mult bani, sigur, legea se aplică uniform oricărei persoane. Dar cred că ar trebui să luăm măsuri mai dure și până când legea nu va prevedea măsuri mult mai dure, eu cred că nu vom scăpa de astfel de cazuri și vom avea multe cazuri, cum a fost ăla din 2 mai și cred că nu este necesar să se întâmple atât de multe drame până să înțelegem că ăsta este un comportament pe care ar trebui să îl eradicăm foarte, foarte agresiv prin legi extrem de dure. Acum, știu că mă urmăriți foarte mulți dintre cei care sunteți în diaspora. Sper că apreciați peisajul ăsta superb prin care v-am plimbat și am făcut comentariu. Am văzut că de câte ori postez astfel de materiale, reacțiile sunt pozitive. Ce vreau să vă rog, dragi prieteni, că dacă a stat până acum peste 22-23 de minute, cred, înseamnă că dumneavoastră considerați că e importantă munca mea și dacă considerați că este importantă, vreau să vă adresez o rugăminte. Vreau să vă rog foarte frumos să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți. Credeți că ar trebui interzis pe viață dreptul de a conduce celor care conduc în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor? Și doi, este foarte important, cei care sunteți în diaspora, să mă ajutați cu aceste informații și să-mi spuneți în țările în care vă aflați dumneavoastră cum tratează legea acest tip de comportament. Ce se întâmplă în Spania, ce se întâmplă în Anglia, în Statele Unite, în Germania. Cred că ar fi foarte interesant, mai ales pentru cei care locuiesc în România, să vadă cât mai multe informații din cât mai multe țări. Semper Fidelis, dragi prieteni, ne vedem mâine în studiourile Mălimbot.